Turiștii, un bărbat și o femeie cu vârste cuprinse între 23-24 de ani, au mărturisit jandarmilor că după ce au lăsat de dimineață autoturismul parcat la curmătura Vidruței, s-au plimbat pe traseul marcat, iar la întoarcere au decis să meargă pe alt drum. Odată cu lăsarea întunericului, și-au dat seama că s-au rătăcit, moment în care au solicitat ajutor prin apelul unic 112. Au fost îndrumați să se deplaseze cu ajutorul GPS-ului de pe telefon către stâna Fratoșteanu pentru a fi preluați de către jandarmi. Cei doi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost conduși în siguranță până la curmătura Vidruței, unde se afla autoturismul personal al acestora. Tinerii le-au mulțumit jandarilor pentru ajutor și au plecat spre casă.